De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului binecuvântat. Asta pentru ziua de astăzi și tot așa pentru vecii vecilor. Și fie binecuvântarea Domnului peste toți. Amin. Vă îndemn să luăm Sfintele Scripturi și să le deschidem la cartea 1 Samuel, la capitolul 7. Și haideți să-l citim în întregime. 1 Samuel 7. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chibotul Domnului, l-au dus în casa lui Aminadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chibotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chibotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Bali și Astartele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcăduit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filisteni s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strângi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miersugar și l-a dus între carele tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a tăiat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost meriți filistenii și n-a mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luase filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel i-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an, de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei, și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel. Și a zis de acolo un altar Domnului. Amin. Am citit despre ceea ce putem numi trezirea spirituală din vremea lui Samuel. Să privim la acest text cu dorința de a ne cerceta și nu numai, de a ne ruga, de a fi părtași la trezirea spirituală a națiunii, a poporului. În primul rând, aș vrea să ne amintim la cele scrise în capitolele anterioare. Ce s-a întâmplat de a ajuns chivotul Domnului la Kiriat Iarim, că doar nu era acolo locul. Cred că vă amintiți că fiii lui Eli, Hofni și Fineas, care nu cunoșteau pe Domnul, dar slujeau la cortul Domnului, au vrut să forțeze mâna Domnului și să îi învingă pe filisteni prin prezența chivotului pe front. Ceea ce nu s-a întâmplat, chivotul a scăpat, că Dumnezeu se poate apăra și singur. Numai Bal nu s-a putut apăra singur atunci când Gedeon și ai săi l-au îndepărtat, dar fiii lui Eli au murit. Și se pare că în tot Israelul se instalase o stare vinovată, pentru că așa cum am citit aici în text, erau Astartei, Bal. Și în condițiile acestea,
s-a ajuns la ceea ce putem numi decădere spirituală, în cazul unora chiar apostazie. Ce înțeleg din asta? Că atunci când cei ce sunt puși în slujbă nu sunt oamenii lui Dumnezeu, lucrurile ajung rău de tot. Dar să nu dați vina numai pe cei puși în slujbă, pentru că, iată, fiii lui Eli muriseră și poporul se complăcea în această stare vinovat. Cum scrie și despre o situație din vremea împăraților, citesc din a doua carte a Cronicilor, 27:2, vorba de Iotam, el a făcut ce este bine înaintea Domnului. Totuși poporul se strica mereu. Așadar, se dovedește că atât conducătorii cât și masele de oameni, dacă nu veghează, se îndepărtează de Dumnezeu. Și cum scrie în altă parte în Scriptură, că cei ce conduc duc poporul rătăcire și poporul așa îi place. Din nefericire se ajunge în unele biserici sau chiar confesiuni sau cel puțin în unele familii sau în viața unor credincioși, așa. Dar noi am citit despre trezire. Ce s-a întâmplat? Sau cum se poate produce o trezire? Cum poate fi revigorată starea spirituală din poporul lui Dumnezeu? În primul rând, este foarte important să avem un model, să fie ceva oameni credincioși. Știți că pe vremea lui Ilie nici el nu știa de ceilalți, că era o vreme de persecuție, dar erau încă 7.000 care și potrivit stărilor de aici nu se închinaseră lui Baal și Astarteilor. Că întotdeauna Dumnezeu a avut o rămășiță. Nu rămâne Dumnezeu fără slujitori. Că sunt cunoscuți, că nu sunt cunoscuți, că sunt în slujbe, că sunt oameni simpli din popor, iată că și aici a dus chivotul în casa lui Abinadab și acesta și ei au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Ce era în chivot? Între altele, cartea legii, cele două table. Adică sunt oameni care rămân lângă cuvântul lui Dumnezeu. Să nu credeți că în toată perioada Evului Mediu, de exemplu, nu au fost oameni credincioși. Nu e scris suficient în istorie, dar în puținele surse ce există se atestă existența lor. Că, repet, întotdeauna Dumnezeu a avut credincioși. Sau, vă mai spun ceva, chiar dacă ar rămâne Dumnezeu să nu rămână, să nu mai fie niciun credincios, chivotul și cartea sfântă tot întreagă rămâne. Slavă Domnului! Și dacă am pierde-o, cum a fost pe vremea lui Iosia, abia s-a găsit un fragment, tot așa rămâne ce-i scris. Cum se spunea Rusia comunistă, au zis, terminăm cu toți credincioșii. Cineva a spus, da, cartea poate naște alți credincioși. Dar a zis, dar noi terminăm și toate cărțile. Și a primit un răspuns înțelept, au zis, dacă distrugi toate cărțile matematică, 2 + 2 nu mai face 4? Voi puteți distruge și cărțile. Dar nu puteți să distrugeți autorul cărții sfinte. Acest Dumnezeu, așa cum s-a dovedit în țara Filistei, când a fost luat, știe să-și apere lucrarea. Spunea Domnul Iisus, Matei, capitolul 5, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele nu vor trece. Pe bună dreptate se spunea că Biblia este și antică și modernă, că este veșnică. Slăvit să fie Domnul care veghează, așa cum îi spunea lui Ieremia, asupra cuvântului său, laudă lui în veci.
Dar dacă este, repet, un model, un reper, dacă avem niște oameni credincioși, avem lângă cine ne alipi. Că acolo n-a fost numai Abinadab și Eleazar, era Samuel. El a rămas credincios de mic. Și chiar dacă el n-a avut modele acolo la templu, a avut acasă. Mama lui era credincioasă. Apoi vreau să observăm că pe lângă existența adevărului materializat într-o carte sau în viața unor oameni, este important ca la baza unei treziri spirituale să fie mijlocirea, rugăciunea. Samuel a fost un copil născut cu rugăciune care a trăit o viață de rugăciune. Asta rezultă din cel puțin două pasaje. Cel de aici, în care îl spune în versetul 5, mă voi ruga Domnului pentru voi, și cel de la sfârșitul vieții și activității sale, când spune în 12:23, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Deci foarte important. Să fie lângă un cuvânt adevărat, oameni pe care să-i doară sufletul de ceilalți din jur și să mijlocească. Nu-i destul cuvântul? Vă amintesc asta și din Daniel, capitolul 9. Profetul a aflat din cărți că Dumnezeu vrea să rezidească Ierusalimul, să întoarcă poporul în țara promisă. Și ar fi putut să spună, este scris, eu de partea mea sunt credincios, acest cuvânt să se împlinească. Dar scrie în Daniel 9:3 și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. În aceeași idee l-am putea aminti pe Nemia. Și bine ar fi să ne amintim noi asta și să fim oamenii care am rămas lângă cuvânt și lângă altar, așa cum scrie spre Samuel în ultimul verset din cele citite, că el avea la locuința lui un altar al Domnului. Aș vrea să privim apoi în popor. Scrie versetul 2, trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul, 20 de ani mai exact. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. De ce au plâns? Că e o stare de dorit. Să plângă oamenii după Domnul. Nu se poate pocăință fără lacrimi, nici trezire spirituală fără lacrimi. Eu cred că au plâns din două motive. Idolatria lor nu i-a împlinit. Și, cum zice în Ieremia, după ce își săpaseră puțul crăpate, au dus lipsă de apă. Că lumea asta nu împlinește oamenii. De aceea totuși schimbă ideile și practicile. Poate vor găsi ceva mai dulce în viață. Izvorul de apă vie este numai la Domnul. Este cum scrie în cartea Osea că acea femeie s-a dus cu alții. Dar la un moment dat zice, citesc Osea 2:7, hai să mă întorc chiar la bărbatul meu cel din tine, că eram mai fericit atunci decât acum. Este o constatare realistă. Apoi, un alt motiv pentru care cred că au ajuns să plângă și să dorească să se întoarcă la Domnul a fost apăsarea filistenilor. Așa citim în versetul 3. El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și scrie în versetul 7 că filistenii s-au suit din nou, făceau ei mereu astfel de incursiuni.
poporul s-a temut de filisteni, erau mai dotați din punct de vedere militar, stăpâniseră peste ei de mai multe ori. În privința aceasta am putea explica situația prin faptul că oamenii când sunt fără Dumnezeu pierd și din binecuvântări și vin necazuri peste ei și n-au pace la cele necazuri. Se tem. Este ce scrie și în a doua carte a Cronicilor la capitolul 15, vă citesc de la versetul 3. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat, aici 20 de ani. Aici nu știu cât a fost multă vreme. Poate se repeta, a referea chiar la multe vreme. Fără preot, care să învețe, fără lege. Dar în mijlocul strâmtărilor s-au întors la Domnul. L-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea nu era liniște pentru ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți. Pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Sau cum scrie în Isaia, cei răi n-au pace. Așadar, oamenii, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere material, sunt împinși uneori, sau mai degrabă spus, atrași în a se întoarce la Domnul. Cum știți, Israel în vremea din urmă se va întoarce la Domnul, dar eu cred că ca și atunci nu se vor întoarce de voie bună. Cred că va veni strâmtorare peste ei, se va strânge lațul în jurul Israelului și cum zice Osea, când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Uneori suntem precum copiii cei mici. Zbordăm pe afară, nu venim la treabă și când ne lovim, mamă, atunci oamenii strigă la Domnul, scapă-ne! Și au mai fost perioade în vremea judecătorului când Dumnezeu le-a zis, acum de ce strigați la mine să vă scap? Dar totuși scris că Domnul s-a îndurat de ei, că și părinții se îndură, dar Dumnezeu e mai bun decât părinții. Să recapitulăm ce am spus până aici. Deci oamenii ajung fără Dumnezeu când adesea și conducătorii și poporul se lasă atrași de lumea din jur și părăsesc atât Cartea Sfântă cât și adunarea Domnului. Întoarcerea la Domnul este motivată de aceste nevoi și de mijlocirea celor credincioși. Și dacă există un model, e foarte bine că pornim de acolo. Vreau să observăm ce înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Este expresia similară cu pocăința. Oriunde întâlniți în Vechiul Testament, că scrie întoarce-vă la Dumnezeu, repet, este echivalentul expresiei din Noul Testament, pocăiți-vă. Citim versetul din 1 Samuel, capitolul 7, 3. Samuel se întregi casa lui Israel. Cum era receptivă, plângeau. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeu străin și Astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. De două ori punctează Samuel necesitatea de a ne dărui Domnului cu întreagă inimă. Dumnezeu nu acceptă idolatria, este gelos. Și cine vrea să slujească Domnului să înțeleagă faptul că Dumnezeu ne vrea 100% pentru El. Și spune apostolul atât de frumos, citesc din epistola lui Iacob, din capitolul 4, versetul 4. Suflete prea curvare, nu știi că prete lumea vrăjmășie cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine? Așadar, dacă vreți să ne pocăim, să o facem pe deplin. Altfel,
Nu este întoarcere. Și scrie în Osea că unii erau ca un arc înșelător. Ziceai că dau semne că se pocăiesc, dar ca și arcul se duceau la loc. Sunt unii care la necaz, dacă nu-i plânsul pocăinței, al conștientizării depărtării de adevăr, promit, dar așa ca și evreii pe vremea lui Zedechie au spus că dau drumul la rob, că erau înconjurați de babilonieni și când babilonienii s-au retras, s-au răzgândit și au luat pe evrei robi înapoi și Dumnezeu a spus că și el ce pe babilonieni înapoi ceea ce a și făcut. Dar iată că aici poporul a fost receptiv, versetul 4, și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și Astarteile și au slujit numai Domnului. O, tare m-aș bucura și mai tare s-ar bucura cerul și cu siguranță și cei în cauză dacă vom vrea și noi să ne pocăim în felul acesta. Ce sunt Baali și Astarteia în vremea noastră? Am auzit că un misionar a predicat într-o adunare și le-a promis la urmă că le arată o colecție de idol modern. Și întrucât el venise din lumea a treia, nu știu de unde, unii așa doritori să vadă ca la muzeu, s-au dus să vadă ce forme, ce chipuri idolatrilor fi pe acolo. Și când colo nici vorbă de ceva ce să fie adus el de pe câmpul de misiune, le-a arătat niște mingi de fotbal, de handbal, de oină, le-a arătat alte jocuri, ceva cu tablete, cu știu eu, niște DVD-uri, CD-uri ce-au fost pe vremea aceea. Și spune, frate, dar unde-s Dumnezeii care ne-ai promis că ne arăți? Spune, aici în casele voastre. Că ce rost ar fi fost să vă arat Dumnezeile să închină papoașe din Noua Guinee? Și să nu identificați idolii din vremea voastră. Care sunt idolii din vremea noastră? Să enumăr eu? Îi știți prea bine. E și cei ce aminteam, sport, filme, fel și fel de serbări. Mi-amintesc de vedenia fratelui Pătrașcu de la St. George, băi, în care Domnul îi spunea că nu mai vrea să meargă în fruntea poporului. Și a zis, Doamne, dar de ce? Nu mă ascultă. Și a zis, Domnul, uită-te la mesele lor, la diferite ocazii, câte distracții, glumă, îmbrăcăminte necuvincioasă, lăcomie de bani. Uită-te la muzica lor. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. N-are rost să vă amăgiți. Și eu nu vreau să vă amăgesc, să-mi spună Domnul ziua aceea. De ce ai procedat ca Saul? Și ai omorât numai ce-ți place și restul le-ai cruțat. Nu, Domnul pentru noi n-a cruțat nici pe fiul său. Și noi să fim gata să exterminăm toate acestea lucruri lumești, că tot ce este în lume, 1 Ioan 2, pofta ochilor, pofta firii pământești, rădoșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Înțelegeți bine, dragii mei. Poate unii nu vă place asta. Dar vorba lui Pavel din Galateni 1, dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Nu o să primiți de la mine încuvințare să mai practicați vreun sport, nici să mergi la vară și dacă se relaxează toate notificările de acum la apă, nu o să fiu de acord să accept un film că e selectat și că e de la Credo TV și de la Alfa și Omega sau cum s-or mai numi, odată ca să nu fiu în afară și să nu mă judece cineva că n-am nicio idee, m-am uitat pe niște secvențe a unui film.
despre ceva personaj din Biblie, nu mai știu. Da, dragii mei, ca unul care cunosc Biblia din copilărie, vă spun că cine vede filmul acela nu mai știe ceva ce scrie în Biblie și ce nu scrie în Biblie. Și va rămâne cu imaginile. Și sunt multe lucruri de felul acesta, că și lăcomia la de bani este o închinare la idol. Și pentru alții hainele sunt o închinare la idol. Alții au ca idol propriul lor eu. Și dacă de cumva îl jignești, apoi e ca și ca mai fi umblat la Dumnezeii lui. Se supără ca Izabela, că i-ai distrus cultul. La alții se vede idolul pe Facebook. Știți, scrie în Isaia 40 că oamenii aleg un material după buzunar și care sunt mai bogați își fac idolul atunci, din aur și argint. Și scrie acolo care e mai sărac și îl face din lemn, că atunci probabil nici nu trebuia aprobare și plătit lemnul. Și așa am identificat eu, de exemplu, dacă vei căuta pe internet un nume a unui om de stat sau sportiv, găsești imagini cu carul, că ăștia au chip cioplit de aur și argint. Dar vezi câte unul de rând care nu i-ar trece nimeni poza pe net și atunci o trece singur și își cioplește o pagină de Facebook și are și el poză acolo și din toate unghiurile ca să se vadă. Eu nu sunt habotnic. Dacă tu chiar ai nevoie de Facebook pentru serviciul tău, folosește-l. Dar trebuie poze la asta. Trebuie chip cioplit și chip turnat. Să se uite alții la noi că suntem de drăguți, măcar dacă ar fi acolo o poză așa creștinească, un frate îmbrăcat frumos, o soră învelită frumos, să fie măcar o imagine de contrast cu ceilalți din lume. Dar când văd tineri de-ai noștri așa suciți în toate felurile în poze de zici că sunt handicapați, așa ca să fie și ei ca alții, atunci îmi pare rău și spun, iată chipul cioplit, dar nici măcar nu a fost cioplitorul bun, că nu a pus întins bine sfoara. Dumnezeu să aibă milă de noi. Merg mai departe ca să nu vă necăjesc prea rău. I-am spus cuiva așa și l-am întrebat, te-ai necăjit? Zice, nu m-am necăjit, la care am zis, vezi că mă necăjești și eu și Domnul dacă n-asculți. Că nu-i destul să nu te necăjești când îți spun, dar să rămâi tot așa. Oamenii aceștia când le-a spus Samuel să lepede tot, au lepădat. Și mai adaug aici doar ceva. Cred că foarte greu a fost să scoată idolii din mâinile copiilor lor. Că cei mari cred că au priceput, dar copiii... Cred că aveau și idolașii cu jucăriile lor, nu? Cum sunt acum copiii cu desene animate. Hai că pe tata îl lămuresc să scoată TV-ul sau să nu mai aibă, știu eu ce, acces pe canale, pe internet. Mama de asemenea, că cineva s-a îmbolnăvit sau știu eu, îi ajunge necazul la os. Dar cum să lămurești copiii? Poate că au plâns. Acum e și mai greu, că te pot reclama copiii. Oh! Dea Domnul să vină o stare de pocăință peste toată casa. Îmi vin în minte două situații când s-au pocăit copiii adolescenți, o fată de 14 ani, a terminat cu filme, cu tot. Că bărbații sunt mai mult cu sportul, femeile cu filmele. Și vine de la adunare și făcea ceva lecții la școală și o strigă mama, hai să vezi, e un episod fain. Și a spune, mama, nu ți-am spus că am terminat cu asta, dar hai numai acum. Și am spunea un alt frate că au venit fetele de la adunare și l-au văzut la televizor. El mi-a povestit. Și zice, mi-a zis una dintre fete, tata, ce găsești acolo? Ce îți place? Băi, zice, mi-a fost rușine de ele. Așa că diavolul Dumnezeu și mari și mici
să se întoarcă la Domnul, că dacă nu și la judecată vor sta și mari și mici, cum scrie în Apocalipsa. Amin. Vreau să observăm mai departe că de îndată ce s-au pocăit, au fost gata să accepte să-i judece Samuel. Poate până atunci nu-i recunoșteau autoritatea. Așa scrie în versetul 6. Samuel judeca pe copiii lui Israel. Și de la 15 scrie de asemenea că toată viața lui a făcut asta și a făcut-o cu dreptate. Dragii mei, după ce ne pocăim, e nevoie să ne înscriem într-o adunare. Scrie aici, versetul 5, Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga. Și să fim în legătură unii cu alții și toți sub coordonarea oamenilor credincioși. Să căutați adunări sfinte, unde cei ce conduc acolo vor să vă judece dacă ați păcătuit, să vă lăsați îndrumați, examinați, că altfel vă veți bucura când aceștia vor striga la Domnul și Domnul îi va asculta și vă va izbăvi. Așa e că ne-am dorit slujitori care să se roage și Domnul să-i asculte. Când avem vreun bolnav, dar la fel de ascultători vom fi de acei slujitori când vor să ne judece? Dragii mei, cum a zis Iov, să acceptăm și binele și rău în cazul acesta ce ne place și ce nu ne place. Pentru că altfel nu vom izbuti. În privința aceasta vreau să observăm că nevoile continuă și necazurile după ce ne pocăim, dar Domnul ne vine în ajutor atâta vreme cât stăm lângă El. Nu scăpăm de lupte, de necazuri, de boli, de frământări. Doar e scris că cei sfinți vin din necaz și că Domnul le va șterge lacrimi, înseamnă că le avem. Spunea Pavel, fapte 14, în împărăția Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Sau cum spune psalmistul, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană. Dar Domnul scapă, ne izbăvește. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. De acum puteau să se roage, Doamne, noi Te-am urmat. Vino în ajutorul nostru. Dar dacă starea noastră nu este bună, dacă nu rămânem sub autoritatea poporului Dumnezeu și a slujitorilor, sub autoritatea cuvântului, când vom ajunge la greu, vom fi ca frații lui Iosif în Egipt, care și-au amintit de păcatele lor. Să ne amintim de păcatele noastre când ne mărturisim și cum spune la Proverbe, cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare și aș putea spune capătă ajutor. Aici este expresia aceea frumoasă, o folosim noi frecvent, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Vă las să analizați dumneavoastră, dar eu înțeleg din text că spusele lui Samuel până aici Domnul ne-a ajutat n-au privit o perioadă lungă de timp, ci scurtă. Din momentul pocăinței lor până după victoria împotriva filistenilor, poate a fost numai săptămâni sau luni. Este important astfel de pietre de ajutor să punem și peste un an, și peste doi, și peste zece. Și să spunem până aici Domnul ne-a ajutat, în ce condiții? Că până aici a rămas credincioși Domnului. Spunea Domnul Iisus, Tatăl totdeauna m-a ascultat, căci totdeauna fac ce este plăcut. Ce folos să rămânem numai cu pietre de ajutor din trecut? Cu amintiri despre pocăința noastră ca cei din biserica din Efes, cum îi scrie îngerului de acolo, Apocalipsa capitolul 2, citesc de la versetul 2, știu faptele tale,
Ai suferit, n-ai obosit, ai răbdare, dar ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și până nu știu când, în urmă, Domnul ne ajutase. Dar acum mai încoace, am slăbit cu pocăința, cu viața sfântă, am acceptat lucrurile lumești din nou și există riscul să se ia sfeșnicul și să nu mai putem pune astfel de pietre de ajutor. O, ce frumos ar fi să se pună piatra de ajutor la sfârșit de cale și să spunem, până aici Domnul ne-a ajutat. Numai până acolo trebuie. Cum a zis Pavel 2 Timotei 4, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și de acum mă așteaptă cununa. Vom rămâne noi credincioși? Am vorbit despre treziri spirituale, dar istoria ne dovedește că n-au ținut mult. Și amintim noi de foc de paie, de dragostea din tâi. Și uneori îi cauți pe oameni după ani de zile și nu mai sunt aceiași. Este ca în întâmplarea aceea, nu știu unde a fost, dar posibil, că un tată și-a pedepsit copilul că avea un televizor cu ecran mic în dulap. L-a bătut și l-a fugit. S-a dus în altă țară, n-a putut să vină repede înapoi și pe când a venit așa să facă surpriză părinților, l-a găsit pe tata la televizor și a zis, acum trebuie să te bat, eu să fugi tu. Cum ți-a fost pocăința când am plecat eu de acasă? A, păi știi, cum mi-amintesc că eram într-o casă, serveam masa iarna de sărbători și am zis către familia gazdă, către sora, dar ți-a trebuit multă vreme până ai făcut idolul ăsta, era acolo un brad împodobit. Și ea zice că și fratele are, că era acolo unul din comitet. Zic, dar eu nu asta te întrebai. Eu te întrebai dacă ai cheltuit mult până l-ai aranjat. Că voiam să spun ceva. Dar dumneata imediat te-a ascuns după alții. Ce-am rezolvat? Au fost în Israel și atunci oameni care 20 de ani au rămas credincioși. Și Samuel de asemenea. Și dacă ei nu se întorceau la Domnul nici după 20 de ani și mai treceau 20, unii tot credincioși rămâneau. Și mai puneau o piatră de ajutor până aici Domnul ne-a ajutat. Dragii mei, cum știți, scumpa mea soție și-a sfârșit alergarea. Și-am mare mulțumire că a sfârșit cu bine. Zice Apostolul Pavel, fapte 20:24. Între alte versete de reper, motor mi l-a luat și acesta. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Aveau grecii o vorbă, să nu numești pe nimeni fericit până nu a murit. Și am putea spune noi să nu numești pe nimeni pocăit până n-a murit. Deci uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire. Acolo se pune ultima piatră, Ebenezer. Deci să avem un moment de unde am putea pune prima bornă. Am terminat cu tot ce îi lumesc. Și de azi să fie reală, când reală cântarea, în urmă e lumea, renunț la lume. Dar unii din capul locului nu renunță. Îmi spunea un tată trist, frate, am sunat băiatul că n-a venit acasă, unde ești măi? La mol, cu cine? Cu cutare de la adunare. Deci am auzit că acel băiat care era, că o seară înainte primise Duhul Sfânt. Doamne feri, mai bine n-auzam. Oameni care din capul locului pleacă, așa ca Rahela din Mesopotamia cu idolii în desagă. Mai ascunși, mai pe față. Idolii trebuie să îndepărtați și toată viața trebuie să rămânem așa, încadrați într-o adunare sănătoasă, lângă oameni sănătoși, pe care îi acceptăm să ne judece, să ne învețe, să ne vorbească Domnul prin ei, să mijlocească pentru noi și orice lupte și probleme am întârziat pe drum, să avem biruință și mai să mai punem câte o piatră și să spunem, până aici Domnul ne-a ajutat.
Și în problema asta ne-a dat izbăvire. Uite, după naștere, după o altă bătălie spirituală, am postit, ne-am rugat, cum zice Ezra, acolo la râul Ahava am vestit un post, să cerem de la Domnul o călătorie fericită pentru noi și pentru copiii noștri. Și Domnul ne-a ascultat, apoi a ajuns la Ierusalim, altă piatră de ajutor. Mărit să fie Domnul. Așadar, dragii mei, haideți să ne întoarcem la Domnul, cum scrie în Osea, că ne va da viață și să rămânem întorși la Domnul. Că dacă doi se căsătoresc, promit pe viață că se vor iubi. Dar nu merită Domnul să promitem și să rămânem în iubirea Lui și să nu iubim nimic din lume? Ba da, că veșnicia ne așteaptă și Domnul ne va mântui cu bucurie, ne va da, cum spunea Domnul Iisus, Luca 12, cu plăcere împărăția a Domnului să fie slava în veci. Și pe noi, bunul Dumnezeu, să ne ajute să-i slujim cu toată inima. Amin.